Mulțumim, domnule președinte, apreciem decizia dumneavoastră. Ieri Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării a dezbătut și a avizat cu unanimitate de voturi proiectul de lege care prevede adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 46 pe 2020. Respectivul act normativ prevede posibilitatea de contării cheltuierilor aferente protecției consulare, oferite cetățenilor români blocați în alte state ca urmare a măsurilor de restricționare a circulației luate în contextul coronavirusului. Mă bucur că am fost auzit. Este un apel pe care l-am lansat de câteva ori de la această tribună și, de fapt, mă bucur că au fost auzite acești cetățeni aflați în situații critice, unii dintre ei fără loc de muncă, fără loc de trai și unii chiar fără resurse pentru viața de zi cu zi. Răspunsul pozitiv la aceste solicitări sper să aibă parte și de un răspuns pe măsură din partea Comisiilor de Fond și mai ales din partea celor două camere ale Parlamentului, chiar dacă pentru unii dintre acești români această decizie ar putea veni poate prea târziu. În egală măsură această perioadă dezbatem și un alt set de proiecte legislative extrem de importante pentru românii din afara granițelor țării și m-aș bucura să avem aceeași atitudine pozitivă atunci când vorbim despre drepturile la reprezentare parlamentară a acestora. Am pledat, pledez și voi pleda în continuare pentru o reprezentare corectă a românilor din afara granițelor în Parlamentul de la București și, în același timp, pentru păstrarea, repetarea în oglindă, dacă vreți, a exercițiului reușit pe care l-am avut la alegerile prezidențiale, atunci când România a ieșit din acea pasă proastă a antiexemplului de organizare electorală în afara granițelor țării. M-aș bucura ca și reprezentarea corectă a diasporei și posibilitatea lor de vot timp de două zile jumătate să devină posibile la viitoarele alegeri parlamentare, chiar dacă nu suntem deocamdată extrem de sigur când acestea vor avea loc. Și aș vrea să închei prin a le transmite un gând românilor din afara granițelor țării, pentru că duminica aceasta vom sărbători ziua românilor de pretutindeni și suntem într-o perioadă în care cea mai importantă urare dintre toate este, bineînțeles, multă sănătate. Protejați-vă, protejați-i pe cei dragi și sper ca distanța care ne separă și acum, în această perioadă extrem de critică, să dispară atunci când vom putea, unii dintre noi, românii din afara granițelor țării, să revenim în România, să ne reîntâlnim și să nu uităm că chiar dacă distanțarea socială ne poate separa o perioadă, chiar dacă măștele ne pot ascunde zâmbetele temporar, niciun virus nu ne poate lua speranța. La mulți ani români din diaspora, la mulți ani români din Republica Moldova, la mulți ani români din comunitățile istorice. Vă mulțumesc, deputat PMP Diaspora, de Constantin Codranu.